Salutare tuturor, eu sunt Alex și acesta este canalul Alex Angel. Bine v-am regăsit la un nou videoclip pe canal. Am făcut o pauză, dar am revenit. Voiam să fac acest videoclip de ceva timp. Este un videoclip mai special. Am căutat momentul potrivit. Cred că acel moment este acum. Este vorba despre un review. Un review la acest pachet de tarot. Ocult Tarot se cheamă. L-am primit cu câteva zile în urmă. L-am comandat de pe eMAG la 60 de lei, parcă. Arată foarte fain. Îmi place. Poate se vede să puteți citi. Atunci când a venit acest pachet, nu a venit și cu o cărticică. Deci, acest pachet nu a venit cu o cărticică, însă a venit cu un cod QR inscripționat și spune că dacă te duci, spune să te duci pe tarotcards.top și că acolo poți să scanezi și să intri în posesia cărții pentru acest pachet. Spun carte, fiindcă are în jur de 100 de pagini. Am căutat să văd dacă este vreo secțiune sau ceva pe acest site unde să scanezi acest cod QR. Însă nu am găsit și accesul către această carte este liber, deci puteți să accesați acea carte și voi pe acest site. Da, acesta nu este un pachet de tarot standard. Aici sunt reprezentați cei 72 de demoni goetici, plus superiorii lor în ierarhie și în total fiind 78. Și fiecare are câte o corespondență către o carte de tarot și un înger, Shem Hafuraș, îngeri
ai șema forașului. Cei care știu. Am văzut un video în care autorul acestui pachet, Travis McHenry, vorbește de acest pachet și mai vorbește și despre alt pachet, Angel Tarot, în care sunt ilustrați 72, cei 72 de îngeri ai șemaforașului, plus 6 superiori ai lor, ierarhici. Unii spun că cele două pachete se completează reciproc, fiindcă aici, în ebraică, sunt inscripționate numele îngerilor șemaforașului. Deci fiecare demon goetic are corespondență cu un înger al șemaforașului. Și de asemenea, autorul pachetului a mai pus niște sigilii care cică ar fi pentru protecție. Da. De ceva timp mi-am pus în gând să achiziționez acest pachet, cred că vreo lună și ceva. Acum câteva zile l-am achiziționat, mi-a venit pachetul, l-am cumpărat de la EMAG, am mai spus asta. Cărțile sunt puțin mai mari decât celelalte ale pachetelor pe care ale pachetelor de tarot pe care le mai am. Am adus și celelalte două pachete pentru a le compara. Aici pachetul Everyday Tarot. Aici pachetului tot. Și aici Occult Tarot. Da. Luăm o carte. Cărțile astea, Everyday Tarot, sunt mai groase. Asta e mai lungă. Și, da. Sunt oarecum cartonate. Cărțile astea, le simt. Sunt destul de bune de amestecat.
să le aranjez. Acum vom parcurge cărțile din pachet împreună. Sunt aranjate în sunt puse în ordine. Da, afară se aude un copil mai retardat. Îmi place pachetul, deși l-am de câteva zile.
Aceștia au fost cei 72. Acum urmează cei 6. Găsiți și se găsesc cărțile și în cartea ce însoțește acest pachet, cartea în format PDF. Și în cartea aceea se detaliază și modul în care se poate lucra cu acest pachet, fiindcă modul în care se lucrează cu acest pachet nu este unul normal, la fel ca la un pachet standard. De exemplu, Rider-Waite, etc. E destul de strălucitor și mat spatele cărților. Arată bine. Îmi place destul de mult acest sigiliu. Cam asta a fost. Sper că v-a fost de folos.